Incendiul este extrem de puternic și el va fi stins în câteva zile. O să vă citesc detaliile din partea Departamentului pentru Situații de Urgență, condus de secretarul de stat Raed Arafat. În cursul acestei nopți a izbucnit un incendiu la o sondă de gaz din localitatea Moftinu Mare, din satul Mare. Arderea se realizează violent, cu flacără deschisă. Se acționează cu 7 autospeciale de stingere, o autoscară de lucru la înălțime și este prezent un echipaj medical cu ambulanță SMURD, pregătit să acorde îngrijiri medicale în caz de necesitate. De asemenea, s-a luat decizia trimiterii în sprijin și a altor forțe și mijloace din județele învecinate. De la ISU Bihor au fost trimise 3 autospeciale de stingere, 2 autospeciale cu azot și un autocamion. De la ISU Maramureș, 2 autospeciale de stingere. În momentul în care cei de la Departamentul pentru Situații de Urgență și de la pompieri ne vor comunica amănunte în legătură cu acest incendiu violent,